Așa trebuia să fie ca să omagiem, comemorăm pe Gheorghe Mihalcea și astfel nu numai ziua nașterii, dar și ziua numelui. Duminică l-am sărbătorit pe Ștefan Modrić, Mircea Modrić, 60 de ani și se părea că sunt din diferite generații și oameni absolut diferiți, de croială diferită, însă totuși ceva comun au acei doi oameni, și anume atitudinea față de profesie, seriozitatea care, adică își primeau, adică față de lucrul lor. Eu personal n-am cunoscut un om să fie mai serios decât Gheorghe Mihalcea în ce privește munca și profesia. Noi, mai tineri care am venit la redacție, uneori priveam ironic și nu îndeplineam întotdeauna indicațiile, credeam că ce numai decât. Țin minte că odată ne trimitea la conferințe de presă unde eram numai noi uneori, ucrainene nu vineau, noi ne întorceam, spuneam copii, Gheorghe Mihalcea și de cine ați trimis că iată acolo, de deci, voi nu știți, dar voi, noi trebuie să fim, pe noi nu ne interesează ce fac alții, dar noi trebuie să fim. Și sigur că mai târziu am înțeles de ce, pentru că noi eram totuși un teag minoritar și față de noi erau și alte cerințe și toată altă atitudine. În privința plăcii care a spus dumneavoastră pe școală, știu că e foarte, chiar și complicat, pentru că aici e legat de lucrurile, dar sunt și alte modalități de a cinsti numele consătenilor, de exemplu, nu știu la Boian dacă este o listă a cetățenilor de onoare, dar dacă există sau dacă nu s-ar putea de inițiat așa ceva, da. Să fie cetățean de onoare a satului și nu numai cei care nu mai sunt, dar și oamenii care sunt în viață și fac cinste boianului, ar putea ca să numerească în această listă. În privința familiei, cred că faptul că Gheorghe Mihalcea stătea la redacție, venea primul, pleca ultimul, datorește mult și familiei, că a fost, înțeles, ajutat și susținut de familie. Și îi mulțumim pentru că îi păstrează memoria și l-a ajutat tot timpul și a avut susținerea familiei. Îmi pare rău că am început să ne înțelegem mai bine în ultimii ani de viață, pentru că tot timpul am avut conflicte, dar erau conflicte de creație, pentru că, deși mă certau uneori și îmi făcea morală, dar întotdeauna mă ierta și știam că nu se va răzbuna și nu o să-mi fac ceva rău pentru ceea ce m-a mustrat și uneori avea și dreptate, pentru că mai târziu am înțeles că nu merita, adică toate eforturile și sacrificiile care le făceam de dragul unor oameni pentru a-i promova și a-i apăra, s-a dovedit până la urmă că nu meritau oameni și nu erau chiar martiri și eroi despre care credeam noi. Dar toate aceste înțelegeri spre regret vin mult mai târziu. De fapt, e bine că totuși ajungem la aceste înțelegeri și nu rămânem cu incertitudine așa.